Alexandru Ilie nu a văzut că avea treabă, că am mai adus și alți oameni care ne-au vorbit de dureri de spate, dar eu nu, nici n-am zâmbit. Doar l-am adus că era și frumos și, na, Daniel, te pupăm, o să mai vii pe la noi, dar na, în fața lui Gicuță nu am ce să spun. Astăzi vorbim despre dureri de cap care nu vin de la cap, ceea ce e foarte important, fiindcă întotdeauna îți vine să iei un pumn de pastile și te duci să te cauți la cap și după aceea se spune, nu, domne, n-ai nimic. Problema e că nu se spune și de la ce e. Așa este, bună dimineața tuturor. Este una dintre cele mai frecvente probleme cu care oamenii se confruntă. Durerea de cap nediagnosticată. Adică faci computer tomograf, faci angiograme, faci ecodoppler. La final neurologul spune, din fericire, nu ai nimic grav, n-ai o patologie, dar tu în continuare acuzi fenomenul de durere de cap. Da. Durere de cap care fie e prezentă la baza craniului, fie de tip bandă. Ai acest tip de durere, da, de tip cască, o numim noi recuperare medicală și care foarte puțini specialiști, inclusiv medici neurologi, o cunosc că poate fi de origine cervicogenică. Acest diagnostic, durerea de cap cervicogenică, este un diagnostic prin excludere. Adică a epuizat toate posibilele diagnostice și a ajunge în final, cred că este din cauza tensiunilor musculare din regiunea cervicală, a puseelor inflamatoare care ar putea exista. Și astăzi, pe Gicuță, dacă el este cel mai celebru schelet din lume, l-am pregătit și cu niște mușchi. Yes, și vedeți cu albastru aici, am făcut câțiva mușchi care sunt extrem de interesant să îi înțelegem și a vedea cât de complexă poate să fie mecanica, de exemplu, de ridicare a umărului și cum lipsa de mișcare a umărului poate da durere de cap. Și haideți să înțelegem. În momentul în care noi ridicăm brațul spre înainte, până la 90 de grade, lucrurile funcționează din articulația aceasta glenohumerală. Da. De la 90 de grade în sus, omoplatul trebuie să înceapă să facă genul acesta de ascensionare, rotație și ascensionare. Cea mai proastă invenția naturii, doamnelor. Exact. E, ce se întâmplă este că vedeți acești mușchi care îi pună, i-am pus eu aici prin aceste elastice, romboidul mare, romboidul mic, ridicătorul scapului, care vedeți sunt foarte, foarte întinși. Ei bine, această mișcare de rotație este dependentă foarte mult de dințatul anterior. Un mușchi care se prinde pe coastele 1-9 și pe fața internă laterală a omoplatului, adică din zona asta. Da. Da, el trage realmente de omoplat. În momentul în care noi nu avem o echilibrare musculară între acești mușchi, ceea ce se întâmplă este că toată zona asta, vedeți, pe care am tamponată de inserție, le vedeți în aceste detalii, prezintă inflamații. Imaginați-vă realmente, uitați cum se trage de acești mușchi și vii și spui, mă doare în zona asta, nu mai știu ce trebuie să fac. Ridicătorul scapului e foarte, foarte supra-solicitat. Rafael, romboidul mic, romboidul mare, vii și spui, mă doare între omoplați. Aia e durerea de corporatist. Cu durerea de corporatist. Bagă-mi acolo ceva, îi zici, coleg, bagă cotul, nu mă mai interesează. E bine, ce avem de făcut? Putem pune cotul dacă avem un coleg sau putem avea o minge. Da. O minge, numim noi, mai dură, de trigger points, de puncte declanșatoare sau chiar o minge de tenis. Astăzi eu am adus aici o asemenea minge extrem de simplă pe care o poți așeza între omoplat și coloana vertebrală și să începi să te împingi ușor în perete pentru a scoate tensiunea din acest mușchi și anume romboidul mare sau chiar romboidul mic. Dacă ar fi să te rog să te întorci un pic cu spatele, Dani. Practic, vom lua palma ușor și o punem spre interior și de aici așezăm romboidul, așezăm mingea pe romboid. Și te imaginezi că aici ești într-o zonă a unui perete și începi realmente să plimbi această minge. Repet, poate să fie o minge de tenis sau o minge din aceea care o arunci pentru cățel. Știi când arunci pentru cățel? Da. Dar se găsește mingea asta la magazin de sport. 10 lei, da. E ceva foarte, foarte ieftin. Dar nu te opri, mai. Bun, vreau să punctăm un lucru important. Ne apăsăm, ne trece durerea cu masaj, cu ceva, dar fără exerciții, o să întoarcă foarte repede înapoi. Așa este, avem nevoie de exerciții ulterior, de întărire musculară. Primul pas este să normalizăm tensiunea, adică să scoatem din acest puseu inflamator. Un alt exercițiu pe care vreau să-l arăt pentru același scop este pentru ridicătorul scapului. Da. Deci, practic, eu dacă vreau să întind acest mușchi, răsucesc ușor capul, vedeți mușchiul acesta care se prinde de aici, de pe omoplat, până sus în cervicala 1-4. Unde ne ridic place ușor, să fim apăsați. Exact, la... și fă și pe un masaj aici, nu? Exact. Așa se spune. E bine, ridici, răsucești ușor capul și îl împingi spre înainte, deci spre clavicula. Stretching. E un stretching, exact. Uite ce se întâmplă. Uite, a zburat. Atât de bine s-a atins că a zburat. Deci cum facem acest exercițiu? Yeah. Răsucim ușor bărbia. Da. Ducem acum bărbia spre claviculă, Dani, și tragem cu mâna opusă, deci cu mâna dreaptă prins capul în spate, mă, și tragi ușor
și simți realmente în zona asta posterioară că se întinde un mușchi. Ideea a fost cu mâna opusă să împingi în jos. Tragi ușor de ridicătorul scapului în jos, te duci în lateral și simți toată loja aceasta că se întinde, inclusiv trapezul superior. Mușchi care prezintă inflamație importantă și care pot contribui la durerea de cap. Iar ultimul lucru pe care vreau să-l facem astăzi este întărirea acestui mușchi din satul anterior. Cum? Ăsta se numește mușchiul boxerului. Aha. De ce? Pentru că boxerul face această mișcare. Pac! Mișcarea asta de lovire spre înainte este făcută în mod dominant de acest mușchi din satul anterior. Și atunci am pregătit din nou un lucru foarte ușor, și anume o bandă elastică pe care am să te rog pe tine să o pui în spate, pe aici, și să o tragi spre înainte. Da. O vom ridica la nivelul omoplaților să fie ușor, perfect. Și de aici vreau să faci doar această mișcare de proiecție spre înainte a pumnului și a umărului. Asta este. Acest exercițiu stimulează realmente lucrarea acestui mușchi, întărirea dințatul. Nu e pectoral, clar. E prea puțin din pectoral. Dințatul anterior e cel care va face această proiecție spre înainte și ușoară rotație a omoplatului. Tu asta faci în momentul ăsta. Tragi și de acest mușchi spre înainte cu ajutorul brațului și astfel întărești acest mușchi care este de cele mai multe ori, știi cum se evidențiază când dezbrași copii și vezi că au omoplatul așa sub formă de aripă de iliac. Da. Iliac, ai văzut? Copiii au în general O, această decolare a omoplaților este de cele mai multe ori deficitul de dințat. Deci acest exercițiu poate să-l facă orice fel de tânăr, inclusiv copil, care vede care această depărtare a omoplaților de pe cutia toracică. Și vede așa bordura asta interesantă. Sau femeile, la fel. Le poți vedea, da? Când se dezbracă și vezi treaba asta, că se desprinde. N-au dințatul... N-au dințatul anterior bine lucrat, exact. Mulțumim tare mult, Alexandru Ilie, ușor de găsit online. Postez tot felul de drăcii. Unele s-ar putea să vă scape pe vecie de unele dureri. Să ne vedem cu bine. Iar eu vă spun că cea mai proastă invenție a naturii e umărul. Da, la școală zice, domne, cel mai... Nu te uita la genunchi, la medicină zice, nu te uita la genunchi. Genunchi e banal, nu te uita la cot, e vai de capul lui. Umărul, tati. Eu cred că Dumnezeu, când a făcut umărul, mai avea și altă treabă și atunci a zis să-l lăsăm așa. Doare din toate punctele de vedere. Luăm pauză.